Bărbatul s-a prezentat în primă fază la spital, dar a refuzat internarea. Medicii au spus încă de atunci că dacă apar complicații să se întoarcă la unitatea medicală, lucru ce l-a și făcut atunci când i s-a făcut mai rău. A fost informat că în momentul în care apare complicații să se prezinte din nou, lucru care l-a făcut, iar datorită faptului că exista posibilitatea să intre în insuficiență respiratorie acută, a fost transferat la Clinica de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, unde în data de 3 i s-a recoltat pentru tipizarea de gripă, iar în data de 5 s-a primit rezultatul de gripă AH1N1, cunoscută sub denumirea populară de gripă porcină. Până în prezent este singurul caz de gripă porcină confirmat în județul nostru. Tot din informațiile celor de la DSP, bărbatul în cauză nu s-ar fi vaccinat împotriva niciunui virus.